gătesc în seara aceasta, nu cu gândul la mine, nici la Victorie, ci cu gândul la două categorii de persoane. Persoane cu dizabilități și persoanele mai dependente de partener sau de context, care se baită și spun că nu pot, este greu, este complicat. Pentru că nu știu, după puterea divină, o altă putere decât puterea exemplului care să motiveze un om. Astăzi seara o să vă gătesc gogoși, pufoase, aromate, cu gust de vanilie și lămâie. Bucătăria nu reprezintă pentru mine o povară, iar această inclinație o am de la bunica. Am crescut până la 6 ani cu părinții. Suntem 5 frați. Părinții au decis să se despartă. În urma divorțului, ei nu și-au împărțit copiii. Suntem 5 frați, 2 cu 3, 3 cu 2. Noi ne făceam ca tu te duci la mama, la tata, ba nu, da. În sfârșit, frumos, fetele la casa de fete și băieții la casa de băieți. Bunicii ar fi putut să ne ia, să ne crească. Chiar să am înțeles ulterior, au fost vecini din sat care au vrut să ne înfieze. Dar nu știu ce motive, nu. Avea o situație foarte bună bunica. Mama, am înțeles că plecase în vest pentru un trai mai bun și atunci și-a făcut un calcul. Am să-mi iau toți copiii de la casă de copii, îi aduc aici, mă duc la autorități și trebuie să-mi dea o locuință. Îi pun în față faptul împlinit. Și lucrurile n-au stat nici pe departe cum și-a imaginat. Nu buletin, nu flotant, orașele erau închise, n-aveam butelie, n-aveam unde să stăm, numai și numai prin case părăsite, dezafectate de la toate utilitățile publice. Apă, gaz, curent, lumina o aveam din procurată, din lumânările pe care le luam din cimitire, făceam curândul. A fost condiții și nu se mai sfârșeau, lipsa, nevoile, o haină, mi-era groază dacă se rupe o cămașă, de unde fac rost de alta? Mergeam cu stomacul gol la școală. Și în sfârșit a venit revoluția. Am luat din nou cu asalt instituțiile publice și am primit un apartament în zona unde a avut loc accident. M-am bucurat de liniște interioară foarte puțină vreme. Am rămas fără o mână și două picioare, în urmă cu 25 de ani. Pe 23 august, într-o zi de duminică, după amiază, la orele 17. Toate lucrurile au fost extraordinar de complicate și anevoioase la început, dar perseverând, știam că într-o zi ele vor deveni din ce în ce mai simple dacă eu le practic. Mă întreba cineva odată, nu ți-e greu când legi șireturile la pantofi cu dinții? Nu, eu nu mă gândesc dacă mi-e greu, mă gândesc să nu întârzi unde am de ajuns, ce mijloace de transport să folosesc, da? La asta mă gândesc. Acum mă gândesc să scot de aici cantitatea suficient de mare de coarjă de lămâie. Și sper ca mesajul, atât verbal cât și faptic, să ajungă acolo unde trebuie, să penetreze inima împietrită, să penetreze aparatul psihic care deja s-a resemnat în fața unor probleme, poate în aparență, care par mari pentru persoane respective. Ar fi bucuria cu care mă întorc acasă. Doamne, cât de bine. Mamă, miroase a vanilie. Mamă. Și a... Și a coajă de lămâie. Și a stafide. Și îmi imaginez așa... Plăcintă cu brânză. Dulce. Și cu zahăr pudră deasupra. Și cu foaie crocantă. Mamă, băi, nu cred. Go-go! Mă, că n-am mai mâncat gogoși. Vreau să dea Dumnezeu să fie pline. Bă, de când vream noi gogoși, mă? Hai, mă, să mâncăm gogoși, mă. Hai, uite, mă, gogoși. O, fiu, putem ceva? Deci... Ne purcoa. Gogoși. Mamă, ce-mi place cum miroase gogoașa la mijloc. Sunt trist. De ce, mă? Vreau să fie pline. Astăzi, de-alea berlineze, parcă se numesc, nu? Tăiată cu paharul sau ce? Aha. Păi, tăiau paharul, că nu existau cercuri, bă, pahar, mă, ce-ai? Băi, doamnă, undeva la 60-70 de ani, cred că are copii mari și nepoți. Să știi că e mare lucru să, da, să-ți iasă gogoșii. Vorbim serios. Hai, hai să votăm. Hai să votăm. Băi, mi-a în sezonul parte. Următor vreau să avem probă de gogoși și probă de slănină. Te bani la slănină. Chiar. Ne
ne întoarcem la cuțite unde niște gogoși calde vor aduce foarte multă emoție celor trei șefi. No. Salutare, salutare! Eu sunt persoana de 70 de ani. Bunicuța! Bunicuța! Wow. Omule, tu ai făcut gogoși? Da, mi-asum, recunosc că ar fi trebuit să mai las minim 15 minute la crescut, a timpul într-o oră să trebuie răbdare, dacă nu e răbdare. Cine ești? Costel Pârnău. De ce sunt supărat pe tine? Să faci tu gogoșile astea bune și să nu bagi tu în ele ceva. M-am gândit. Doamne, pula-i, doamne! Cu ce te ocupi tu? Sunt speaker motivațional. Terminat facultatea de psihologie, apoi anul acesta master pe sociologie. Când la NAIA am făcut școala de artă populară 2006-2009, m-am și un CD scos, implicat în diverse activități cu caracter social, în sfârșit. Spune-ne și nouă povestea ta, ce s-a întâmplat. Foarte pe scurt, așa, succint. Eram pe scara tramvaiului, el a pornit brusc, făcând două mișcări simultan. A închis ușile, a pornit cu demaraj vehiculul. M-a proiectat pe caldarâm, picioarele a lovit bordura și bordura l-a ricoșat sub roți. Cu roțile peste membrele inferioare, apoi peste mâna stângă, după ce m-a forfetat, târât aproximativ 10 metri, am trezit luni, pe la orele prânzului, examinându-mi corp. Și totuși eram în anii 1993, într-o societate încă îmbâxită de prejudecăți, l-a bătut Dumnezeu, cine știe ce păcate ascunse are, da? S-a instalat rușinea, jena socială, nu aveam curaj să apar în fața societății pe cărucior, trebuia să-mi pun un... Eu trebuia, din partea mea, un cerceaf peste cărucior, ceea ce era un chin. Dar au trecut 25 de ani. Și cum ți-ai revenit din toată treaba asta? Sigur, a fost obligat să trec prin cele 4-5 faze de negare, de revoltă, de negociere, de depresie. Păi mă întrebam, Doamne, dacă m-ar fi surprins acest accident undeva la 30 de ani, 40 de ani, familie, căsătorii, dar acum, de ce fac? Copilărie fizică am avut, dar emoțională nu. Iar, de asemenea, adolescență, biologic sunt, dar nu mi-am trăit adolescența cum se trăiește, da? Cum și accidentul acesta, zic, nu-i prea mult. Îl întrebam totuși pe Dumnezeu în sinea mea. Sentimentul insignifianței puse stăpânire pe mine, nu o să mai fi bun de nimic, cum o să trăiesc, care va fi familia mea, cine va fi acea persoană care mă va accepta în intimitatea ei. Dar altminteri, atunci când mă voi dezbrăca, ce să vezi, o jumătate de trup, voi mai avea copii, voi ține pe brațe. Întrebări care rămâneau fără răspuns. Și am început încet, încet să urc pe tot pe aceeași scară a depresiei care m-a coborât, dar de data asta fixându-mi un scop, un obiectiv. În primul rând, trebuie să te accepți pe tine însuți, să trebuie să mă accept pe mine, să cobor în sine mea, furul meu interior, să mă accept așa cum sunt. Să dau cerceaful la propriu, la o parte, să mă pot privi, să mă iert pentru că am alergat să mă urc în acel tramvai și să-l iert pe acel conducător, da, să fac pace. Și într-o zi mă vizitează un prieten, ce dă-mi voie să scriu un articol în ziarul local. Bine. Titlul a fost un om mic cu voință cât un munte. A scris articol la două săptămâni cu bătaie în ușa. Două persoane, cu soț și soție din Germania, români plecați din anii 70. Te zice, aici suma asta, cu care am reușit să umblu din nou. Bineînțeles, pe alte picioare. Picioare moarte, cum le mai numesc eu uneori, pe care trebuie să le dau viață. Și uite că acel Dumnezeu inexistent, dar într toate palpabil, s-a îndurat și de un păcătos ca mine. Am întâlnit-o pe actuala mea soție, pe când eram încă în cărucior, la 5-6 luni înainte să mă ridic. Și am început să avem o mică relație, umblând printr-o cafenea, la o cafea, la un ceai. Iar apoi am stabilit data anunții. În momentul când prietenii soției, familia, colegii de servicii de zonă au auzit că au fixat data anunții, au început să o copleșească cu scenarii apocaliptice. Îți pui mintea cu un asemenea om? Dacă vor ieși copiii ca el, tu nu vei mai avea viața ta. Doamne, ferește, omule, de unde? Un accident, adică nu are nicio legătură cu... Uneori, săracă, dar nu spunea totul, să nu mă... Eram foarte liniștit. Dar ceea ce mă fascinează, mă uimește și acum, este faptul că
Dumnezeu a ales să lucreze într-un mod atipic nou. Adică eram pe cărucior când eu am întâlnit-o pe Cristina. Nu eram pe picioare. La 3 sau 4 luni m-am ridicat pe picioare. Așa ne-am cunoscut. Și a spus unei întregi luni, nu? Și mie mi-a spus da. Am fotografii. Am dat seama că sunt la nuntă după florile din piept. După fețe, toată lumea știe, să zici că e mormântare. Serios? Dar de ce? Absolut. Triști, cu lumânările în mână, o să vadă ea mai târziu. S-a pierdut fata, săraca. Da, ce blestem, mama soacră plângea. Ce blestem asupra noastră. Și am fost mire și am avut mireață. Mi-aduc aminte de o secvență drăguță. Domn părinte zice, șoptește la ureche, haide să înconjurăm o dată altarul. I-am șoptit înapoi, nu, de 3 ori. Odată să-mi mire. Iarăși ideea asta de dizabilitate. M-am străduit să trăiesc cât mai aproape de normal. Să pot avea o familie, să-mi țin copiii în brațe, să fiu iubit, să iubesc. Aveți copii? Doi băieți. Doi băieți? David este un adolescent, am plinit 18 ani. Cel mic intră în perioada preadolescență, 12 ani. Foarte tare. Și soacra acum ce mai zice? Neamurile de la nuntă ce mai spun? Da, ea aștept, se gândeau, e doar o chestiune de timp, dar o să ajungi tu la vorba noastră. Dar cum ai reușit să... Iartă-mă, eu sunt un tip care își imaginează lucruri. Explică-mi cum ai făcut gogoșile. Întâi îmi pun pe masă tot ceea ce am nevoie. Așa. Pun zahărul vanilat, rămâia rasă, pun frumos răzătoarea pe masă, o prind aici, așa cum fac cu placa de gresie, o prind și apoi tai cu flex, nu mai mișcă nimic de aici. Serios? Tu pui gresie? Am lucrat așa cum sunt și pe schele m-am urcat, ani de zile. Da, în sfârșit. Păi n-am avut un control. Eram în anul 2000, David avea 6 luni, soția fusese disponibilizată și într-o dimineață m-am coborât din pat, oricum nu dormisem toată noaptea, ce să fac și ce să fac. M-am dus la bucătărie și am văzut-o pe soția mea plângând, cu fața plecată spre bebeluș și ăsta țipa de foame. În acel moment, acea secvență am spus, nu se poate. Este fecruntă, este o luptă infernală, asimetrică. Atât de umilit m-am simțit, parcă mai jos nu puteam coborâ. Și a doua zi am început să-mi caut de lucru. Bătut din poartă în poartă. Aveți ceva și pentru mine de lucru? Și am găsit așa lucruri mărunte, o grese de pus, cineva mai schimba un geam. Eram disponibil oricând. Dar nu m-aș fi gândit atunci, urmează să ajung să mor pe schelă așa cum sunt. Ani de zile până în 2010. M-am confruntat cu un virus sau ce? Am făcut interferul un an de zile și atunci n-am mai continuat. Zic, voi lucra la sol, nici așa. Am scris la liceu, am terminat liceu, apoi universitate, studii post-universitare și am ales psihologia, nu ca să aflu răspunsurile întrebărilor existențialiste, de ce mi s-a întâmplat, deseori sunt întrebat, n-a fost deloc intenția mea, și am descoperit mai mult decât mă așteptam.